Salut, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod al 19-lea al podcastului 100% U, singurul podcast în care totul se învârte în jurul cele mai iubite echipe din Ardeal. Împreună cu Alin Șutea ne întoarcem la discuțiile despre universitatea după o perioadă de vacanță în care cu toții ne-am încărcat bateriile, sperăm că și voi. În orice caz, echipa de fotbal pare să-și fi încărcat bine de tot bateriile și a pornit în noul campionat cu 4 victorii, ocupând locul 5 după cele 5 etape scurse până acum. Salut, Alin! Ce părere ai despre startul de campionat al echipei de fotbal? Salut, Vasile, și bine v-am regăsit, dragi prieteni! După o vacanță, zicem noi, bine meritată, așa cum spune draga noastră limba de lemn, dar chiar a fost bine meritată, în vedere că 2020 a fost un an fără vacanțe, deși erau bine meritate și ele. Am revenit cu valul acesta, nu valul 4, care din fericire e peste noi, dar cu valul acesta de rezultate pozitive pe care le are Universitatea Cluj. Foarte îmbucurătoare, de altfel. Ne-am uitat puțin pe statistici și ne uitam la ultimele două sezoane care s-au încheiat cu promovarea universității. 2006-2007, atunci Universitatea Cluj, după primele 5 etape, reușise să acumuleze doar 2 victorii și 2 egaluri, plus o înfrângere rușinoasă care a rămas oarecum în istoria clubului, 0-4 la Caracal, la finalul căreia a fost un mare scandal în sânul lotului. Mai mulți jucători au fost excluși din lot la acea vreme. Iar la precedenta promovare venită la finalul sezonului 2009-2010, primul sub conducerea lui Florian Walter, Universitatea a început mai bine, într-adevăr, cu 4 victorii și o un egal în primele 5 etape, însă de menționat la acel interval, Universitatea a întâlnit în primele 5 etape echipe precum Gras Metan Craiova, FC Baia Mare, FC Bihor, Fortuna Covaci sau Silvania și Mleu Silvaniei, cu excepția bihorenilor, doar adversari care se băteau pentru evitarea retrogradării. Astfel că dacă le punem pe toate cap la cap, putem spune că acesta este cel mai bun start de sezon al Universității Cluj din ultimii foarte, foarte mulți ani în Divizia B. Un start de sezon în care Universitatea a întâlnit doar echipe bune spre foarte bune, echipe care, interesant, fiecare dintre ele și-a anunțat candidatura la play-off la începutul sezonului și-a anunțat candidatura la play-off, începând cu Timișoara și terminând cu Metaloglobus, iar cu excepția meciului de la Iași, Universitatea a reușit să impună de fiecare dată, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Da, cu siguranță. Aș face aici o mică paranteză, meciul cu Unirea Constanța sau Farul Constanța sau Viitorul 2 sau cum s-o mai chema echipa, că nu mai știe nimeni, s-ar putea până la urmă să nu mai conteze. Da, uite, acolo discuțiile sunt de ambele părți. Se pare că, după bunul stil românesc, situația de la echipa din Constanța, care joacă la Techil Gheorghe și e înregistrată la Mangalia, dacă nu mă înșel, se va schimba de pe o zi pe alta. Vasile Giambații, celebrul nepot, unul dintre nepoții latifundialului Gigi Becali, a anunțat că va prelua echipa după modelul academic al Clinceni și va aduce la malul mării cam toți jucătorii de la FCSB 2 plus jucătorii împrumutați la alte echipe. Oricum e o rușine ce s-a întâmplat în cazul echipei din Constanța, care va pierde la mare luptă, ține minte, cu Universitatea Cluj. Pe Cluj Arena au mâncat pământul jucătorii lui Ioan Zicu, ca la câteva zile după să plece toți în frunte cu antrenorul și să ajungă să încaseze 14 goluri absolut hilar în meciul de la Buzău, jucând cu o echipă formată din copii de 16-17 ani, pentru că apoi să fie anunțul acesta al revenirii, advenirii unui finanțator și a multor jucători și probabil să încurce, să ajungă să încurce, spre bucuria noastră, sperăm, alte echipe din fruntea clasamentului. Oricum și retragerea celor din Constanța ar ajuta din punctul meu de vedere Universitatea, pentru că suntem una dintre echipele care le-am învins la limită, sau oricum nu ne-ar încurca decât la nivel psihologic, pentru că pierzi 3 puncte pe care le-ai câștigat. Însă eu nu cred că se vor retrage constanțenii și mai mult cred că vor ajunge o echipă redutabilă dacă rămâne în picioare planului Giambații.
Da, până la urmă știm cum e să pierzi 3 puncte pe care le-ai câștigat pe teren. Sezonul trecut am discutat mult pe această temă. Acum să sperăm că nu va fi cazul și dacă va fi cazul, dacă Universitatea va continua cu seria rezultatelor și a jocurilor bune, nu văd de ce ar fi asta o problemă chiar în cazul retragerii echipei din Constanța / Techeriol / Mangalia / FCSB 2-3-4-5. Da, revenim puțin la clasament. Spuneam că suntem pe locul 5 cu 12 puncte după Steaua și Hermannstadt, care au 13 puncte, și Concordia, la fel 13 puncte, și Petrolul are 12 puncte, la fel ca U. 4 victorii, o înfrângere, 7 goluri marcate și un lucru care mie îmi place, cele 7 goluri au fost marcate de 6 jucători. Un singur jucător are 2 reușite. Și nu e un atacant, deși Universitatea a transferat destui atacanți care au și marcat, ceea ce e îmbucurător. E vorba de Dican, cel care a fost cel mai bun jucător, în opinia aproape unanimă, în sezonul trecut, cel care acum a făcut pasul spre Naționala de tineret, o evoluție și o creștere spectaculoasă și, până la urmă, îmbucurător faptul că a rămas la U în ciuda tuturor discuțiilor din vară. Statistica aceasta relevă oarecum și campania foarte bună de achiziții pe care a reușit-o Eric Lincar, pentru că, să spunem că el practic a fost principalul artizan al acestui mercato. Toți jucătorii au venit de pe lista lui. Este o echipă echilibrată, cu soluții cam în toate compartimentele, aproape în toate compartimentele, să spunem. Și e o echipă care, exact cum spuneai tu, evoluează ca și o echipă, pentru că vedem că avem 6 marcatori diferiți în cele 7 etape. Vedem că există soluții, vedem că avem jucători care intră de pe bancă și schimbă jocul sau intră de pe o etapă la alta, se fac schimbări care funcționează. A fost cazul meciului cu Metaloglobus, când Rinca a făcut, dacă nu mă înșel, 5 schimbări față de etapa precedentă din campionat, meciul de la Iași, și a funcționat. Mi se pare că Universitatea a făcut, cred că, cel mai consistent meci din acest sezon, chiar peste meciul cu Poli Timișoara, când într-adevăr studenții au avut 30 de minute foarte bune, când au și marcat de 3 ori și puteau să o mai facă, însă ca și consistență pe durata celor 90 de minute, partida de la St. Martin mi s-a părut cea mai bună. Până la urmă s-a și văzut chiar la număr de ocazii, la posesie, la ocaziile puține la adversar, un adversar mult mai bun decât a fost Timișoara, un adversar foarte bine așezat în teren. Și ce spuneam mai devreme legat de modificările din lot, din echipa din primul 11, că ele au funcționat. L-am văzut pe Boiciuc marcând primul său gol în divizia B la ultima fază și l-am văzut pe Bleș de a veni de pe bancă și contribuind decisiv la ambele goluri ale echipei cu Gene. Așa că, până la urmă, modul în care Eric Lincar a gândit strategia de transferuri ne arată că a făcut-o bine, adică modul în care echipa se exprimă ne arată că Eric Lincar a gândit bine campania de transferuri. Tocmai de aceea ne surprinde oarecum atitudinea, oarecum, să ne spunem, negativă, dar o ușoară tentă de supărare a antrenorului manager la finalul partidei cu Metaloglobus, când toți suporterii universității erau în anora cer după o victorie, nu e așa, cea mai frumoasă posibilă venită în minutul 90. Cum știu că ai discutat cu Eric Lincar și ai adresat o invitație să vină să discutăm la podcast, rămâne să ne auzim zilele următoare. Cum l-ai simțit pe Lincar? Da, într-adevăr, această declarație a lui de la finalul meciului cu Metaloglobus a fost puțin surprinzătoare, a lăsat așa multe semne de întrebare în aer deocamdată.
fix pe acest subiect n-am apucat să discut cu el, sau mă rog, n-am insistat pe acest subiect. Sunt convins că el va răspunde întrebărilor noastre când îl vom avea din nou invitat la podcast, cum ai spus și tu, i-am lansat invitația și rămâne să ne auzim zilele viitoare. Ulterior a făcut o precizare prin intermediul unui comunicat al clubului că probleme nu există, așa cum toată lumea le-a înțeles din interiorul clubului, și că acele comentarii ale lui erau mai mult legate de starea sa de sănătate, care știm cu toții că nu e cea mai bună după accidentul, mă rog, reaccidentarea pe care a suferit-o la picior. Din câte știu, momentan se află sub tratament. Rămâne să afle care vor fi următoarele sau următorii pași în recuperare. Va mai dura, din câte am înțeles, acest lucru pentru el, și e clar că e un lucru care, o situație care îl incomodează. Îl incomodează vizibil, în timpul meciurilor nu se poate exprima de pe bancă așa cum și-ar dori. Evident, în timpul antrenamentelor e puțin neplăcut pentru el, dar acolo măcar are mai mult sprijin din partea colegilor din staff. În orice caz, deși Universitatea o duce foarte bine din punct de vedere sportiv, din punct de vedere al jocului, din punct de vedere al închegării unei noi echipe, e clar că pentru Eli Klinkar lucrurile nu sunt la nivelul la care și-ar dori el, lăsând la o parte partea medicală. Acel comentariu nemulțumit din partea lui conținea, aș spune eu, așa privind din exterior, și am văzut că mulți au interpretat la fel situația, și un mic atac înspre anumiți oameni din club, nu știm cine sunt ei, dar care ar, și aici hai să folosesc o sintagmă din asta, din limba de lemn și de gazon, cine va bagă strâmbe? Până la urmă asta e mesajul. Cine și de ce? Mie vine greu să înțeleg, mai ales în această situație. Discutam noi chiar la prima ediție, la primul episod din podcast, că la Universitatea Cluj întotdeauna sunt cel puțin două tabere. Acum, cel puțin în exterior, pare că există chiar una singură, cea care și-a asumat conducerea clubului începând din acest sezon, nu? Dar ceea ce mi se pare fascinant este că chiar și în aceste situații, la Universitatea Cluj, tot ajunge să nu fie liniște. Pentru că, dincolo de comunicatul de presă de Cupa din Scânteia anilor 83, pe care l-am citit pe site-ul oficial, în care oarecum autorii acestui comunicat, respectiv conducerea Universității Cluj, susține că nimic nu este adevărat, nici a apărut prin presă, doar că prin presă au apărut exact cuvintele lui Eric Linca pe la finalul meciului transcrise mot-a-mot, și în care el spunea că vom vedea ce va fi, mă voi gândi bine dacă renunț, dar îmi doresc ca toți oamenii din club să fie mai aproape de această echipă și să nu ne băgăm strâmbe unii altora doar de dragul de a vedea cine e mai deștept. E clar că declarația lui se referă la oamenii din club, că nu cred că există și nu știu să fie în exterior și la forțe care să-l fie intrat în conflict cu Erilica. Și dacă ne uităm la club, o să vedem că clubul este condus de Constantin Răduță, pe care nu-l văd neapărat să fie ca un drept o persoană care să fie intruzivă în munca antrenorului. Și în dreapta sa, alături de el, este avocatul Marcel Răzărean. Aici nu știu ce să spun. Poate ne va spune Eric mai multe, chiar ne dorim foarte mult, pentru că e frustrant. Este foarte frustrant ca suporter, în primul rând, să vezi că, păi nene, chiar și după ce echipa funcționează și ai rezultate și te gândești că suntem chiar pe drumul cel bun și totul funcționează, apare așa din neant această declarație. Bine, asta dincolo de problemele financiare cu care se confruntă clubul, despre care nu vorbește nimeni, nu prea are cine să scrie și să vorbească, însă să nu uităm că la universitate există și o problemă de aceasta cu banii. Am înțeles că există dificultăți de a asigura cash flow zilnic și poate să fie și asta o înstrânsă legătură cu problemele la care se referă Erica.
Cu siguranță există o nemulțumire în rândul clubului, pentru că, așa cum spui tu, nu-mi imaginez ca el să se refere la alți oameni din Cluj care să creeze probleme echipei. Și cum spui și tu, am discutat și într-o ediție anterioară despre oportunitatea revenirii lui Marcel Lăzăreanu în apropierea conducerii universității. Nu cred că e un om din fotbalul actual, până la urmă am mai discutat despre asta, e un reprezentant al fotbalului așa cum îl știam în urmă cu 20 de ani. Până la urmă și domnul Răduță, președintele clubului, e cam din aceeași generație, deci probabil colaborează bine împreună, dar Universitatea Cluj ar trebui totuși să meargă înainte, să privească spre viitor și, văzând și acel comunicat, cum spuneai și tu, de copy-paste după un articol din Scânteia, e trist puțin să vedem că lucrurile parcă merg înapoi în loc să stea pe loc, cel puțin din punctul ăsta de vedere. Pe teren, cum am spus, totul arată bine, echipa e formată bine, antrenorul împreună cu Gabi Giurgiu, managerul sportiv alături de care managerează echipa și stafful care se află lângă, clar au un cel bine definit, promovarea, nu există niciun alt obiectiv în acest sezon, chiar spunea Lingard și după meciul de cupă că pentru el este oarecum neinteresant această competiție, importantă e promovarea. În birouri lucrurile par totuși să rămână așa într-o ceață, nu știm exact cine conduce clubul, nu știm exact cine ia deciziile până la urmă. Fostul manager Ovidiu Blag a plecat și după o perioadă destul de lungă de la plecarea sa, încă nu există o explicație clară pentru motivele care l-au determinat să renunțe, în afară de ceea ce a spus el atunci, că sănătatea lui e mai importantă chiar decât iubirea pentru Cluj și decât munca la U. E totuși ciudat și, cum spuneai tu, în primul episod al podcastului nostru vorbeam despre cum nu e niciodată bine la universitatea. Întotdeauna există tabăra celor care sunt la universitate, așa celor care cred că există o soluție mai bună. Eu personal, în momentul de față, când mă uit la clasament, mă uit la jocul echipei, mă uit la faptul că suporterii s-au apropiat din nou de echipă, există această coeziune între tribună și echipă, se formează ceva frumos. Nu văd utilitatea sau oportunitatea unui nou scandal intern care până la urmă nu și-are locul niciodată. Dacă mă întrebi, eu nu cred că e o coincidență ieșirea lui Ieri Blincar după meciul cu Metalul Globus, pentru că am impresia că se referea la anumite persoane sau anumite persoane care probabil că l-așteptă la cotitură să facă un pas greșit. Și acel pas greșit a venit la Iași. Pentru că Eric Blincar are avantajul și asta știu că am discutat cu mai mulți oameni care au fost implicați la clubul la care a evoluat, care a antrenat până acum Eric Blincar, și are mare avantaj că reușește să-și creeze așa propriul, hai să spunem, aproape stat în stat, dar să facă o diferență destul de bună, să păstreze jucătorii la distanță de zona conducerii, de alte presiuni externe și să creeze așa o coeziune foarte bună, care s-a și văzut deja în doar 4-5 etape. Și poate asta să fi deranjat anumiți oameni care poate au fost obișnuiți să li se dea raportul sau să li se dea explicații sau să aibă niște, să lucreze cu niște oameni mai submisivi. Poate de acolo pleacă această declarație a lui Eric Blincar. Repet, venită într-un moment foarte bun și într-un moment de euforie. Deci cred că și Eric Blincar, acum l-am văzut, nu pare genul de om care să lase lucrurile la întâmplare și cu siguranță nu-și lasă nici vorbe la întâmplare. Este un om care are cuvintele la el, spre deosebire de foarte mulți oameni din fotbalul românesc. Așa că nimic nu e întâmplător, dincolo de, cu siguranță, dificultățile pe care le întâmplă din cauza accidentării la picior. Avem acum 10 zile la dispoziție, mai puține de fapt până la meciul de cupă de la Oradea cu KAU Oradea, apoi meciul de la Miercurea Ciucu cu Cixere, de unde Universitatea n-a vizit niciodată,
e o perioadă în care jucătorii vor avea liniștea necesară să pregătească următorul asalt spre campionat până următoarea pauză, sau cred că incertitudinea asta aruncată așa, însămânțată după declarația lui Lincar, îi va afecta? Cum ți se pare? Eu nu cred că îi va afecta pe jucători, pentru că așa cum spui și tu, Eric Lincar e cunoscut că își creează o echipă în jurul lui. Și jucătorii sunt principalii lui colaboratori în echipa aceasta și jucătorii până la urmă, da, înțeleg, observă situația, dar eu cred că va reuși să-i strângă în continuare și să obțină rezultatele necesare pentru deplinirea obiectivului, iar lucrurile acestea se vor desfășura cu siguranță în paralel. Sper că vor exista discuții între cei vizați sau cei care până la urmă se simt că ar fi cei despre care spune Lincar că bagă strâmbe și lucrurile să se liniștească, pentru că până la urmă degeaba funcționează lucrurile bine pe teren dacă în birouri va fi din nou incertitudine, dacă cineva va aștepta, cum spuneai tu, la cotitură următorul rezultat negativ. Pentru că, hai să fim serioși, vor exista și rezultate negative. Cluj nu va câștiga toate meciurile în acest campionat. Ar fi frumos, dar mi-e greu să cred. Când se va întâmpla acest lucru, cel mai important ar fi ca conducerea, suporterii, toată lumea să țină împreună și să facă pasul următor spre următoarele victorii. Nu să plece capul și să înceapă acuzele în stânga și în dreapta cine-i de vină că s-a pierdut un meci. Se întâmplă, asta este. Meciul din cupă, când va veni el după această pauză, sper că va fi din nou o șansă pentru cei despre care Lincar spunea că încă nu sunt 100% la nivelul la care îi așteaptă, să-i dovedească că s-au apropiat de acel 100% și astfel să crească și mai mult valoarea grupului. Că până la urmă campionatul e lung și am observat în primele etape această rotație constantă care face echipa, din punctul meu de vedere, mult mai bună, mult mai imprevizibilă, mult mai flexibilă în funcție de adversari și în funcție de ideile pe care vrea să le impună antrenorul la anumite meciuri, ca lucrurile astea să se îmbunătățească și Universitatea să rămână acolo sus. Până la urmă, constanța e cel mai important lucru în drumul acesta spre promovare. Da, să nu uităm că Universitatea a jucat în aceste ultime, de fapt în patru din aceste primele cinci etape fără Valea Alexandru, cred că unul dintre cei mai importanti jucători care au fost aduși în acest sezon. Rămâne de văzut când va reveni atacantul pe teren. El a avut un start foarte bun în meciul cu Poli Timișoara, când a reușit să marcheze și să ofere și o pasă de gol. Berin, ca spunea în urmă cu câteva zile, că în 2-3 săptămâni va putea să înceapă antrenamentele, așa că s-ar putea să-l vedem înainte de următoarea pauză prilejuită de meciul echipelor naționale din octombrie, deci s-ar putea să-l vedem înainte pe teren. După acest start de sezon, pentru Universitatea urmează o perioadă cu meciuri, să spunem, oarecum mai accesibile, măcar pe hârtie, mă uitam puțin pe program. Urmează meciul de la Cixereda, unde, cum spuneam, echipa nu a câștigat niciodată. Iar apoi meciul cu Viitorul Târgu Jiu, echipa care a reușit să facă doar 2 puncte, acasă. Un meci la Brăila, un meci acasă cu surpriză, mare surpriză, Slobozia. Apoi la Ripensia, apoi cu Unirea Deja, apoi la Schellinger, apoi cu FC Brașov. Iar apoi abia pe 20 noiembrie se pleacă la Steaua, unde când iarăși începe o perioadă foarte grea, poate cea mai grea serie din acest campionat. Ceea ce vreau să spun este că Universitatea are acum șansa să nu doar să-și consolideze poziția de play-off, dar și să ia o opțiune foarte serioasă pentru primele locuri din campionat încă în această parte a sezonului. Un alt fapt interesant pe care l-am aflat în urmă câteva zile este că meciul cu Viitorul Târgu Jiu s-ar putea să nu se joace tot la St. Martin, se studiază alte variante mai apropiate. Există posibilitatea ca Universitatea să joace într-un oraș mai apropiat de Cluj-Napoca, se studiază varianta Târgu Mureș, se studiază varianta Alba Iulia. La un moment dat se încerca chiar o variantă de forță cu a juca meciul respectiv pe stadionul Clujana.
Vom afla în perioada următoare unde se va juca partida cu Viitorul Târgu Jiu. Cert e că șansele să se mute mai aproape de Cluj sunt foarte, foarte mari. În încheiere, ca să nu ne plictisim prietenii care ne ascultă, Vasile, o concluzie după aceste 5 etape și așa un pronostic pentru situația la nivelul conducerii și conducerii tehnice pentru perioada următoare. Concluzia mea după primele 5 etape e foarte simplă. Universitatea e pe drumul cel bun. Și din punct de vedere al jocului și mai ales din punct de vedere al rezultatelor. Până la urmă asta contează. În ceea ce privește viitorul apropiat, cum spuneai și tu, până noiembrie, când vine meciul acela cu Steaua, Universitatea la ora actuală are 5 puncte peste locul 7. Dacă până atunci își consolidează poziția sau crește ecartul până la locul 7, ar fi un lucru senzațional și cred că se poate. Faptul că nu joacă acasă, practic, ci aproape de casă, poate fi în continuare un impediment. Sper să nu conteze atât de mult, deși evident toată lumea își dorește să vadă meciurile la Cluj. Ok, până atunci trebuie să se mulțumească cei care așteaptă Universitatea pe Cluj Arena cu o serie de DJ care vor participa la Untold. În ceea ce privește situația cu Eric Lincar și conflictul acesta mocnit, eu cred că se va calma sau va exploda complet. Nu văd o cale de mijloc. Ori lucrurile vor fi lăsate deoparte și fiecare parte, conducerea și stafful sportiv își vor face treaba în continuare, ori va exista un moment al unei explozii în care cel mai probabil Eric Lincar și echipa vor fi cei care vor suferi și nu ne dorim cu siguranță lucrul ăsta. Da, ideal pentru Universitatea Cluj e ca acest conflict să se soluționeze și dacă nu se poate altfel, măcar să se soluționeze cu o variantă în care Universitatea are de câștigat, respectiv Eric Lincar rămâne antrenorul echipei noastre și va avea parte de liniștea necesară să ducă mai departe ce a început, pentru că a început bine. Vasile, prieten, mulțumim că ați fost alături de noi și de această dată. Nu uitați, pagina noastră de Facebook e deschisă oricând la sugestii, întrebări, subiecte și mai departe. Scrieți-ne, vă răspundem și ne reauzim cât de repede cu un nou episod. Să ne auzim cu bine. Salut și haideu! Haideu!